Mișu Cernea, de la Mondial încoace, cu trecere prin Sphinx Experience și cu descindere la arenele romane, reprezintă fără exagerare istoria muzicii românești, o ediție excepțională și extraordinară la brandul lui Chinezu. Ne-a învățat atitudinea față de tobe, cum să pui problema, adică cum să reușești să treci peste momente grele, momente dificile în care, da, chiar dacă nu știi foarte bine lucrul ăla, să treci peste el, să combini cu alte cunoștințe. Extraordinar de bun profesor. Cred că activitatea a încetinit foarte mult după 1980-80, când practic ele nu au mai funcționat de niciun fel. Au avut permanent dorința asta formidabilă să reușească în chestia asta. O să mă invidiați foarte, foarte tare în minutele care urmează, dar ce îmi place, pentru că o să vorbesc cu un om care ne-a încântat ani și ani de zile, cu o muzică extraordinară. Bătrânul multă cale de când te-a părăsit, învins de dor și jale, pe prispa casei tale se culcă obosit. Mie îmi place să-i spun întâiul inginer muzician al țării sau întâiul muzician inginer al țării. Domnul Mișu Cernea, mulțumesc foarte, foarte tare pentru prezența în emisiune. Vă rog să mă scoateți din încurcătură în fața generațiilor mai tinere care ne urmăresc, să ne explicați faza cu inginerul. Inginerul? Am uitat total, de n-am practicat nicio zi ingineria. Bă, o zi am fost că a trebuit să am o hârtie că s-a angajat undeva. În altfel nu-mi dădeau diploma la facultate și m-au avut un prieten care taică să-i ținea locul într-o fabrică asta de ceramică, nu știu ce era, și mi-au dat toată vință că s-a angajat, am fost de la 7 până la 7:30 acolo și asta a fost singura mea zi. Am luat diploma după care n-am mai trecut niciodată, n-am lucrat niciodată, n-am fost angajat. Dar ați fost totuși inginer în momentul când ați început refacerea arenelor romane. Aici ne aflăm splendidă construcție. Vreau să spun că ce am făcut eu, facultate de asta de mașini și construcții, mașini și utilaje pentru construcții, mi-a ajutat foarte mult în ce am făcut după aceea în muzică. În ce punct de vedere? Mai ales în partea tehnică a muzicii și în partea tehnică a producțiilor muzicale după aceea. În facultate am învățat foarte multe lucruri care îmi folosesc și acum, grins cu zăbrele, de ce folosim aici, am învățat să le calculez la facultate și ce se întâmplă cu ele și nu știu ce. Dar nu numai asta, știi? Facultatea ne-a ordonat un pic pe toți la vremea respectivă și ne-a învățat să învățăm orice altceva. Să avem un anumit fel de a pune problema. Când e vorba să afli ceva nou, să faci, să înveți ceva nou și așa mai departe. Iar muzica a fost, sigur, o pasiune de mic. Am început cam pe la 12 ani. De pe la 9 ani am făcut. Da, nu. Hai, mai devreme. 6 ani am fost în corul de operei de copii. Corul radio, după aceea. Asta și. Și tot timpul, în toată cariera mea de muzician, muzician profesionist, da? M-a ajutat foarte mult tot ce am făcut la școală. Spuneți-ne un pic despre arenele romane. Multă lume, e destul de greu să zici Mișu Cernea, businessmanul sau administratorul arenelor romane, dar e o fațetă a brandului Mișu Cernea și mie îmi place să vorbesc despre asta. Arenele romane au fost construite cu un anumit scop, să se desfășoare spectacole în ele. Cam cu
10 ani înainte de Revoluție și vreo 10 ani după Revoluție, ele n-au mai fost folosite pentru scopul ăsta. Și am avut ideea la un moment dat să încerc să le repun în circulația asta de spectacol, mai ales atunci când sala polivalentă, care era administratorul Alenei Romane și care nu avea bani să le întrețină, să le facă să meargă, să nu știu ce, a pus în licitație acest loc, adică administrarea acestui loc, să închirierea acestui loc. Și atunci am avut curaj să mă bag în chestia asta, acum s-a fost în anul 2001. De atunci suntem aici, am refăcut încet, cu mare greutate. Am readus în circuitul de spectacol național, după internațional, acum mergeam astăzi pe stradă cu mașina și la orice stâlp, orice loc de afișaj, era și un afiș cu Alenele Romane. Dar asta a durat, a luat ceva timp și încă lucrăm ca să aducem la potențialul real al acestui loc. E o sală de spectacol de 8.000 de locuri, combinat scaune și în picioare. Am avut destule spectacole cu 8.000 de spectatori. Da, și cu mai puțini, poți să pui scaune peste tot, este un loc extrem de ofertant, care, v-am spus, o lungă perioadă a fost, când ne-am reapucat noi să facem spectacole, lumea nu mai știa unde se află acest loc. A trebuit să explicăm. Parcul Carol, fostul Tineretului, pe Cuțitul de Argint, intrarea, nu mai știau, bucureștinii nu mai știau unde este acest loc. Și era foarte ciudat când ne-am mutat aici, am încercat să ne mutăm, am găsit în arene erau închiriate unei fabrici de ciorapi, niște arabi care vopseau și făceau ciorapi aici. Și în locul ăsta unde ne aflăm, nu era o croitorie, lucrau 42 de mașini de cusut de aici până în partea cealaltă, în sfârșit. Am reușit cu mare greutate să îi dăm afară, să reluăm încet ciclul de spectacole și spectacole în Arenele Romane, spectacole de toate felurile. Asta înseamnă. Multă lume asociază Arenele Romane, inclusiv eu, cu partea de rock, de metal. Cum să spun, într-adevăr, majoritatea, la începutul anilor 2000, când am reluat activitatea aici, majoritatea spectacolului erau de rock. Metal, rock, tot felul de rock. Mai nou, în ultimii ani, e mai combinat, adică au venit și spectacole, foarte multe spectacole de DJ, house internațional, DJ mari internațional. Aici au fost cei mai importanți DJ din lume, Tiesto, Armin Van Buuren, o grămadă sunt care au venit. Și de fiecare dată când se pune problema să revină în România, nu vor să cânte în altă parte vara decât aici. Dar pun condiție deja. Le-a plăcut foarte mult și tot. Eu admit atmosfera, nu știu dacă ați fost la spectacolele astea de noaptea târziu în arene, toate coloanele luminate, cu foarte multă lumină pe scenă, în sală, totul e foarte viu, foarte colorat, foarte. Arată bine și sună foarte bine. Arenele au o caracteristică sonoră extrem de bună, adică nu avantajează nicio frecvență anume, e un sunet flat, foarte drept și dacă ai un PA bun și o calitate bună la sunet, totul rămâne așa, nu se modifică nimic. Au fost construite bine la vremea respectivă, în sfârșit, cu totul și cu alte scopuri decât ce facem noi acum, că nu există o amplificare. În 1906 au fost deschise odată cu deschiderea unei mari expoziții internaționale care nu a fost închisă 52 de ani, din 1946 până în 1952 a fost deschisă permanent în Parcul Carol. În 1952 a început să
Am înțeles, eu nu am informații precise, dar știu că regimul de atunci a început să dea foc rând pe rând la diverse incendii și au mai rămas două obiective. Parcă era un oraș întreg. Am toată documentația, am fotografia, am tot. Și au rămas două lucruri care mai există din vechile construcții, arenele romane și turnul Țepeș, Vlad Țepeș, ăsta, care e vis-a-vis de noi. Câteva statui, în sfârșit. Însă aici au fost construcții importante, foarte importante, în parc. Îmi pare rău că lumea nu știe, dar parcul a avut o viață, era centru cultural puternic, puternic. Da, asta e. Ziceați de istoria acestor locuri extraordinare, mergem un pic așa și noi în istorie. În perioada când v-ați întâlnit, în perioada malagambistă a vieții noastre, erați în contact cu arenele romane, știați de ele? V-ați fi gândit vreodată că trecând pe lângă ele, băi, aici nu, o să fie o mare șef? Nu m-am gândit niciodată, și, dar am cântat de multe ori pe vremea aceea, la începutul muzicii mele, nu? Când am început să cânt pe scenă, am avut destul de multe spectacole aici. Încă se mai cântau. Cred că activitatea a încetinit foarte mult după 1980-80, când practic ele nu au mai funcționat de niciun fel. Dar înainte au fost o grămadă de spectacole și am venit și am și văzut spectacolițe, am cântat aici cu diverse formații care eram la vremea respectivă. Dar malagambista asta mi-a adus aminte, eu am făcut primele lecții de tobe cu Sergiu Malagamba. Nu știu dacă știți voi chestia asta. Am fost 6 luni de zile și el m-a învățat o grămadă, extraordinar de multe procedee tehnice și mai ales de echilibru și așa. Dar noi început să cântăm Beatles, Rolling Stones, Kings pe vremea și Sergiu nu era din zona asta, el era mesaj. Era un baterist de modă mai veche, însă cum cânta cu mâinile era extraordinar, inegalabil. Dar tobă mare și mișcarea picioarelor era vechit ușor. Iar noi eram exact invers. Tocmai se dezvoltau noi tehnici de bătut cu pedală, cu pijinioasă și atunci după 6 luni, când am zis eu că am aflat cam tot ce era de aflat de la el, n-am mai avut răbdare să continui. Însă, da, asta a fost perioada malagambistă a mea, care era chiar cu Sergiu Malagamba. Un tip extraordinar. Puțină lumea știe, cred că el a terminat conservatorul la violoncel. Foarte bun violoncelist. Și muzician în general, foarte bun. Un om extraordinar. Emisiunea se numește Brandu Luchinezu. Și vorbind de Malagamba, Malagamba nu e prea cunoscut ca muzician. E cunoscut cu stilul lui, moda vestimentară, cu freza, cu așa. Vedeți ce înseamnă totuși, cu ce rămâi în istorie, așa? Da. Ciudat, pentru că sigur că el se îmbrăca pentru vremea respectivă, epata, era extraordinar de interesant și freze și atitudini și cum mergea și cum așa. Dar ce mi-a rămas mie în imagine așa, solourile lui de tobe, când la un moment dat se stingea lumina în sală, el își punea niște mânuși cu fosfor și bețe poțite cu fosfor și parcă lua foc totul, știi? Dar în viața de zi cu zi era un tip foarte normal, extrem, extrem de volubil și de amiabil, discuta orice problemă și foarte, foarte bine ne-am simțit cu el. Sigur că în relația elev-profesor era un pic mai dur, dar după aceea era extraordinar. Și a cântat, mi-a povestit, adică ne-a povestit, că eram toi trei care făceam tobe cu el atunci, ne povestea cum era... Bine, mi-am aminte când vorbim acum despre chestia asta, că îmi spunea, zice, dom'le, e foarte, foarte important. O să cântați mult în străinătate, o să plecați și el pleca, se cântase mult și înainte de război și după război, în toată Europa, peste tot. E foarte important cum țineți bețele în mână, să nu
vă forțați să nu știu, pentru că la un moment dat o să trebuiască să cântați 4, 5, 6, 7 ore, cu pauze foarte scurte, obosiți. Poziția pe scaun este importantă, că n-ați să rezistați fizic și nu să nu știu ce. Și după ani de zile, am terminat, când, în perioada când am cântat, am cântat o perioadă în cabaretele din centrul Europei, unde într-adevăr trebuia să cânți mai mult timp, să acompaniezi diversi artiști, nu știu ce, erau teatre muzicale, cabarete, ca în, așa cum era programul atunci. Într-adevăr, mi-au folosit extraordinar toate lucrurile astea. Știi? În afară de ce am învățat ca bătăi, ca citit note, ca asta, el ne-a învățat atitudinea față de tobe, cum să pui problema, știi? Adică cum să reușești să treci peste momente grele, momente dificile în care, da, chiar dacă nu știi foarte bine lucrul ăla, să treci peste el, să combini cu alte cunoștințe. Extraordinar de bun profesor. Mai vreau să vă întreb ceva de Malagama, că e un subiect extraordinar, da. Și există extrem de puține informații despre un monstru ca omul ăsta. Da? Am lucrat cu el, da, și am aflat lucrurile astea direct de la el, ni le-a povestit. Da. Știți cum e întrebarea aia clasică? Dacă s-ar fi născut Malagama în altă țară și nu ar fi prins perioada asta comunistă, ar fi fost... Dom'le, Malagamba, noi îl știm din perioada asta de după război, dar înainte de război a circulat în toată lumea. A avut posibilitatea să își aleagă altă țară, dar nu era cazul înainte de război, pentru că România era extrem de dezvoltată, era puțin invers după... Și el, îmi spunea muzicienii, din vestul Europei veneau să cânte în România, pentru că erau foarte bine plătiți. Leul românesc era foarte puternic, toate, cum să zic, el mergea să cânte invitat la Viena, la Anșe, să facă solo-uri, să cânte cu formații foarte cunoscute, cu big band-uri. Dar, în general, îi convenea să stea mai mult acasă, pentru că aici câștiga mai bine decât afară. Și după război, brusc s-a modificat foarte tare chestia asta, dar înainte n-au avut problema asta. N-au avut problema asta. Haideți să revenim un pic în actualitate, ca să, știți cum zice, un arc peste timp, da. Și să vorbim despre extraordinarea familie noastră muzicală. Eu țin minte, la un moment dat când l-am văzut pe Bubu prima dată, era mic, și zic, băi, frate, cât de bun e toboșarul ăsta. Păi alu Cernea, mă. A, ok. Bă, da. Mihai, l-o știam. De doamna Mardare, ce să mai zicem? Cum e să trăiești așa într-o familie de asta muzicală, așa? Adică, la masă cântați? Sau... Nu. E care e chestia? În primul rând, Blădu și Mihaela, care cântă în clas, ei s-au născut, practic, în studioul în care am început să lucrez. Adică, de când erau mici, erau pe sub mixer, pe peste tot, nici n-am avut grijă că... să învăț ceva anume sau să mă trăgeau de mâncă, erau tot timpul învățau stând pe genunchii mei, pe asta erau, nu era nicio, adică au fost totul foarte natural. După aceea, sigur, au făcut Mihaela conservator, Vlăduț ASEU cibernetică, s-au dezvoltat fiecare în zonă și formația clasă. Dar permanent ei au fost în mijlocul acestei acțiuni, cum să spun. La dimineața se trezeau, era mixer în față, după aceea au avut o cameră separată, au stat, dar toată ziua stăteau la mixer în studio pe set. Și a zis, în felul ăsta, nu scapi. Adică au luat microbul ăsta, s-a terminat. Deci de chestia asta nu scap niciodată. Luna mi-a zâmbit, m-a acoperit într-o noapte. Stele mi-au vorbit, un secret mi-au șoptit într-o noapte. Luna mi-a zâmbit, m-a acoperit într-o noapte. Stele mi-au vorbit, un secret mi-au șoptit într-o noapte. O pauză de publicitate. Nu sunt de acord. Urmează la brandul luchinez. Dar m-au lăsat în pace, m-au să fac ce vreau aici, a fost foarte important. Mi-a plăcut foarte mult chestia asta și pe lângă faptul că, sigur, am făcut și facultate ca să fie mulțumiți toți,
Și asta, dar pe vremea aia era complicat dacă nu făceai facultate. Și cu armată și cu astea, așa, bun. După aceea Bubu, ne-am trezit cu el pe la 2 ani, 2 ani și ceva, cu linguri, cu astea, bătea în orice, nu știu, aia, mi-am cumpărat la început o tobă așa de jucărie, a bătea până am făcut-o praf pe aia, după aia am luat o tobă, o garnitură de tobă mic, dar serioasă, profesională. Și din momentul ăla s-a terminat, n-am mai făcut nimic altceva. Nimic. Da. Se ascundea de mine, studia, veneam seara acasă și arătam câte ceva, știi, și nu putea să facă. Era 3 ani, 3 ani jumătate. Și zicea, da, bine, în sfârșit. Și îmi spunea femeia care se ocupa de el că tot timpul, zilele următoare, încerca să facă. Și reușea să o facă, o anumită bătaie, și după aia într-o seară zicea, uite, vreau să-ți arăt ceva, el mi-a arătat mie. Și exact chestia care tot nu putea cu o zi, două înainte. Dar asta a făcut permanent. Mie îmi plăcea, mie era foarte simpatic, ăsta e termenul Bubu. Da. Până am văzut ce a zis Portnoy de la Dream Theater despre el. Și a zis că este un super baterist și așa, și atunci mi-a zis, gata, băiatul deja joacă în altă ligă. Da, da. Acum joacă un pic în altă ligă, într-adevăr, peste ocean. Da, e complet diferit. Dar, cum să spun, toți trei, adică copiii despre care vorbesc, toți au fost niște... Sigur că au făcut-o cu ajutorul nostru, cu asta, i-am ajutat, dar au avut permanent dorința asta formidabilă să reușească în chestia asta. Ei au tras mai mult decât noi, mult mai mult. Și de asta, la un moment dat, bun, poate că și talentul ăsta se moștenește, adică cu siguranță se moștenește, e clar asta, e urechea muzicală, felul ăsta de... ascultat, de auzit, de auzit frecvențe, asta e foarte important. Să auzi corect grupuri de frecvențe, să le combini, să combini sunete, să combini instrumentații, instrumente de tot felul, ce cu ce merge, cum e asta, lucrurile astea, dacă nu le ai, adică le ai și după aceea le exersezi, dar dacă tu nu ești dotat cu chestia asta, poți să exersezi la infinit, că niciodată nu o să fii foarte bun. Și ăștia, copiii mei, au avut lucrul ăsta și l-au. Da. Vine încă o generație din urmă. Da. Am unii doi acum, copiii lui Mihaela. Ăsta mic, Leon, care e în clasa a doua acum, intră la liceu de muzică, a făcut clasa întâia. Dintre toți copiii despre care vorbim, este cel mai dotat cu ureche muzicală. Are o ureche muzicală perfectă. Eu nu am auzit până acum și am o experiență de încercat copii și de produs de ăștia mici. Nu am auzit absolut niciunul să poată să intoneze intervale atât de complicate înainte să intre la școală de muzică.
este extraordinar. E o ureche perfectă, mai mult decât perfect. Și face. Tobe vine aici, face la școala de jos, Crina face la școală, e foarte, foarte bun, bineînțeles că ajută urechea extraordinar. Iar eu îi zic Leuțu și Leuța, Leia, sora lui, care a făcut 5 ani acum, merge la anul la școală, iar e stă bine cu urechea, a început să facă pian. Și tot pe drumul ăsta să ia, că n-au... Când am vorbit cu Mihaela, da. Acum dau așa din episodul trecut, știți cum se zice, când am vorbit cu Mihaela, ne-a spus că mamaia este cumva sufletul acestei familii muzicale și că ea v-a cumpărat primul set de tobe din Germania. Mama dumneavoastră. Mama mea. Da, mamaia ne zicea ea, acum pentru dumneavoastră e mamă. Da. Bine, sigur, părinții mei au fost iară... Dar m-au lăsat în pace, m-au să fac ce vreau aici, a fost foarte important. Știi? Mi-a plăcut foarte mult chestia asta și pe lângă faptul că, sigur, mi-am făcut și facultate ca să fie mulțumiți toți și asta, dar pe vremea aia era complicat dacă nu făceai facultate. Și cu armată și cu astea, așa, bun. Dar maica mea a cumpărat primele instrumente serioase. Sigur că noi mai tot cumpăram pe aici, între noi, mai făceam, mai nu știu ce. Dar primele scule cu adevărat serioase, ea a fost plecată de câteva ori în Germania și noi strângeam bani cu Mondial pe vremea respectivă. Eu cântam cu Mondial, strâns bani și ni le-a plătit și ne-au venit în România. Niște amplificatoare serioase, tobe, de toate. Bun. Da, și ne-a ajutat foarte mult, foarte mult. Era o întreprinzătoare foarte bună și... la construcția studioului m-a ajutat foarte mult și... adevărat, da. A împins înainte chestia asta la un moment dat, repede, știi. Și mai ales pe faptul că nu s-au opus nici ani, știi, că m-au lăsat în pace, au fost perfect, cum să spun, ceea ce am făcut și eu cu ei. Nu, niciodată nu i-am forțat să facă ceva dacă nu vreau sau să... Am făcut fiecare ce a vrut și a fost perfect. V-am auzit spunând de multe ori și în contexte diferite, sunet, sunet, sunet. Da. Ați putea scrie o odă dedicată sunetului. Cât e de important sunetul, dar nu numai în muzică, așa, în viața noastră, așa. Mă preocupă asta de când am început să cânt și până acum am tot strâns informații, am comparat și am făcut tot ce am putut ca să înțeleg cât mai bine chestia asta. Am întors de vreo două zile din state. În Statele Unite ale Americii și pot să spun că, cel puțin în Boston, unde am fost eu acum, lumea este absolut la fel. Nu există probleme deosebite, nu există comportament diferit pentru mine, al celor din jur. Adică oamenii își trăiesc, au cam aceleași probleme, aceleași rezolvări, aceleași... Totul sigur că e la o scară mai mare, sunt clădiri mai mari, mașini mai mari, totul... Însă marea diferență, uriașă, uriașă diferență, este muzica. Adică oriunde te duci, oriunde, din magazin universale până în ultima, ce să spun, oriunde treci, este o muzică de calitate excepțională. Excepțională. În baruri, în restaurante, în magazine, radiouri, în mașină. Nu poți să asculti ceva de proastă calitate. Nu se poate să auzi prost, să n-auzi un sunet perfect la orice chestie care apare. Ori lucrul ăsta creează o stabilitate extraordinară. Uite, de exemplu, în cinematografie. În cinematografie, muzica și imaginea sunt 50-50% au importanța lor. Marile dezvoltări și, cum să spun, invenții și aplicații care sunt acum în cinematografie sunt în sunet, nu în imagine. Imaginea, sigur că a evoluat, dar ușor, cu o anumită curbă ascendentă. Sunetul a avut în ultimii câțiva niște salturi colosale, extraordinare, calitativ vorbesc. Dar chestia asta că asculți totul la o calitate foarte bună, nu numai tehnic și
calitatea compoziției și calitatea... Este o liniște, îți creează o liniște formidabilă. M-am întors, iar nu mai pot să dau drumul la radio în mașină de ieri. Cu house-ul ăsta românesc, horele astea nenorocite, care sunt în continuu. Pe mine mă termină. Am ajuns să schimb postul cu o viteză, cred că sub 20 de secundă. Când aud așa o fracțiune de notă, de asta am terminat. Nu pot, nu mai pot. Și nu, cred că sunt mulți care sunt sufocați de chestia asta. Sigur că și poate și cultura mea muzicală, chestia asta cu rock-ul și cu... Dar nu numai asta, nu. E prea mult și e fals. E urât, fals, e o prostie îngrozitoare. Păi, știți cum e? În domeniul muzical și în multe altele, lumea se zice așa, noi copiem totul de la americani. Păi de ce nu copiem și pe asta? Nu e adevărat, nu copiez nimic. Toată chestia asta ce se cântă în România este o invenție de asta autohtonă, o combinație de... Manea cu manele cu... Dom'le, manelele bare, au chestia lor, sunt ele. Dar când combin muzica ușoară românească veche cu manele, dai peste ce se întâmplă acum la nenorocirile astea. Sunt sute de artiști care și artiste, mă, artistele astea cu țâțe, cu burice, cu fundurile, cât mai preeminente, goale, cât mai așa, care nu merg decât pe chestia asta, pe sex. Sunt artiști care se urcă pe scenă și nu scot un sunet toată viața lor artistică. Pentru că ei mai mult de un an, doi nu trăiesc. Ele, mai ales ele, se duc pe zona asta de sex, de, își caută ele să devină matcă și bondari cu bani mulți, da? Dau de unul de ăsta și s-a terminat cu muzica, că n-au nicio treabă cu muzica. Înțeleg? Și atunci toată chestia asta atât de falsă, atât de... Nu, n-am nici. Sunetul propriu zis, dacă îl iei ca și valoare intrinsecă, este extraordinar de important. Extraordinar de important. Sunt procedee tehnice. Asta învață ei foarte tare în facultățile americane. Cum să... De muzică vorbesc. Și permanent fac orice instrument, orice îi face, partea asta de sunet se studiază din primul moment până la sfârșit, treci până în toate situațiile. Ce vorbeam mai devreme de instrumentație, vorbeam mai devreme de tehnică, de echilibru, de, cum să spun, de sunet ăsta credibil, adică nu lași până să cânte cu trompeta, să zicem trompetă, și corectezi și dai niște medii înalte pe care trompeta oricum le are. Și atunci devine o chestie asta, o trâmbiță, nu mai e trompetă, e o chestie îngrozită. Și tot așa, toate astea înveți, toate procedurile ca sunetul să rămână rotund, egal, curat, frumos, planurile de reverb, bine, să asculți în adâncime sunetul, nu numai stânga-dreapta, ci față-spate, fără să ai, utilizând numai grupe de frecvență care sunt specifice, eu intru în niște amântări care nu sunt prea complicate, dar stânga-dreaptă, față-spate, dar în adâncimea sunetului se lucrează foarte mult. Fără să uzez prea mult de procedurile astea, cue sound și care sunt, nu, iarăși am intrat în amântări. Învaț în facultate chestia asta, fac o chestie echilibrată, frumoasă, egală, care amplă să asculți. Și așa e tot ce e pe radio și pe televizor. La noi? Aici, la noi, e suferința asta colosală, pe care eu o am, nu știu dacă și alții o au, cu manelizarea. Eu spun manelizare, nu știu, adică nu vreau să vorbesc despre manele. Manele pot să fie așa cum sunt. Dar manelizarea tuturor celorlalte genuri muzicale românești. Știți cum? Cei mai mulți spun, da, mă, dar asta cere lumea, asta se vinde. Nu. Nu sunt de acord cu chestia asta. Auzi, putem să discutăm în două sensuri. Gustul se formează. Deci tu dacă lumea, nu știu ce a fost mai întâi, ou sau găina, cine a pornit chestia asta? Însă, domnule, nu trebuie să o continui. De ce să o continui? E foarte important ca radiourile comerciale, că de fapt de aici pleacă, cum să spun, moda, să zicem, în România. Dacă radiourile comerciale ar fi mai selective, mai
oameni care să mai curajoase. Pentru că deja trebuie să ai curaj ca să dai muzică bună la radio. Aici e problemă. Și să nu cazi în chestia asta, că asta cere lumea. Pentru că după o vreme, lumea va cere ce ai impus tu ca gen de muzică. Sunt foarte supărat pe postul de radio Rock FM, care până acum, nu știu când am venit la aeroport, am văzut Rock FM că au schimbat. Jos era clasic. Nu deloc decât muzică de 20 de ani în urmă. Și am spus, băi, am vorbit cu ei, sunteți singurul post de radio care dați rock permanent și nu dați deloc rock nou. În state, când am fost prima dată cu Bubu la facultate, am dus, am închiriat o mașină, am dat drumul, a pornit și pe bord a scria rock. Postul de radio rock, nu FM rock. Am ajuns să nu mă mai dau jos din mașină. Noaptea stăteam în mașină, pentru că aia dădea o muzică atât de bună. Totul era nou, cu trupe de-astea de puști noi, care erau direct în studio, se opreau. Băi, dar n-am vorbit așa, și nu era așa, trebuie să cântăm ce parte. Comentarii extraordinar de vii și de frumoși și de nu știu ce. E, și vin în România să ascult Rock FM, numai muzici, numai piese pe care eu le-am cântat la vremea mea, dar cu 30 de ani, 40 de ani, m-am săturat tot asta. Păi aș, până când nu mai vreau să... Nu vreau să aud așa ceva, înțeleg? Bun. Și le-am spus, zic, bă, măcar o oră pe zi, dați ăștia, trupe de puști. Românești, englezi, americane, sunt cam tot pe acolo, sunt toți caută, cum să spun, expresii noi, atitudini, procedee noi, cum să facă, ce să facă, tot timpul merge înainte. La noi nimic. 30 de ani în spate. De ce? Eu nu mai știu acum, parcă au schimbat jos, nu mai scrie Rock FM Classic, scrie Rock FM și jos alt cuvânt. Nou, probabil, trebuie să scrie sau altceva. Pot să spun, la ora asta cunosc foarte bine rock-ul românesc, adică știu unde se află, au un ghinion extraordinar bun copii ăștia, pentru că eu când am, generația mea când am apucat să cântăm, dom'le, am avut niște condiții extraordinare, extraordinare. Erau toate casele de cultură, ne primeau cu mâinile deschise, peste tot se cânta, în tot. Toate orașele erau spectacol. Bine, nu exista nici DJ, nu existau de ăștia, tot erau numai trupe live și în felul ăsta am reușit să ne dezvoltăm foarte bine. Aud pe unii spunând, da, domnule, dar nu putea să cântați ce vreți. Aiurea, că am cântat totdeauna ce am vrut, nu am fost niciodată, nu mi s-a spus, băi, n-ai voie să cânți aia sau aia sau nu știu ce. O singură dată am pățit-o, da, în sfârșit a fost o treabă. Am cântat noi pe discul Lumea Albă, Horă de Băieți, o piesă care a avut, textul era făcut de Arghezi. Și era, Arghezi scrisese o poezie politică, așa, un pamflet politic, poezie împotriva regelui. Și textul era că într-o țară care a fost, era mare cel mai prost, țara unde e bun tutun, nu avea proști, nu știu, numai așa. Într-o țară care a fost, nu se aflase cine-i prost, da, țara unde e bun tutun, avea proștul și unul. Vă rog să-mi permiteți să nu fiți încă o dată de acord cu o pauză de publicitate. Mi-e greu. Urmează la brandul luchinez. Care este genul de muzică care vinde cele mai multe bilete ca valoare, nu ca număr. Valoare în bani, da? Dolari, ce vrei. Procentual. Din 100% câte bilete se vând în lume, pe orice fel de spectacol, genul de muzică care vinde cel mai mult. Și era vorba despre un cizmar care făcea nu știu ce, că erau prea mari, prea mici, le ascundea după aia. Și el în felul ăsta, nu știu de deci, cum, l-a atacat pe rege, pe Carol al doilea, cât, așa. Am luat poezia, era publicată și am făcut o piesă, adică am pus-o pe piesă, Horă de Băieți. Un an de zile am mers, era la toate radiourile, perfect, nu știu ce. După aia au scos-o, și-au dat seama că e nasoală chestia asta.
am scos 6 luni. N-am mai fost dată la radio deloc. Și după aia așa am plecat. I-au dat drumul. Zice, doamne, Marghezi, nu, adică, în sfârșit, foarte. Dar a fost singurul moment în care am, n-am simțit, am auzit că n-o mai dau, că nu știu ce. Păi i-au dat drumul din nou. N-am avut nicio problemă, de niciun fel. Am cântat ce am vrut, cum am vrut. De fapt, altfel nici n-am fi putut să imprimăm ce am primat la vremea respectivă. Și n-am sfârșit. Dar foarte multe formații de foarte bună calitate la vremea aia. Acum am ascultat imprimări, din nou tot, acum fac, uite ce CD-uri pe masă, fac ordine pentru ele. Imprimări de la vremea respectivă, unde, spun sincer, cântam unul la unul, la fel cu orice trupă de bani. Fără nici, ba mai mult, am ascultat o chestie, cântam la un moment noi câteva piese, oarecum în același gen cu ce am ascultat acum, niște Emerson, Lake and Palmer, mai puțin cunoscute. Era mai bun ca ăștia. Și o bătea mai bine la tobe, dar nu spun, cânta chitară și clape și asta tot. Mult mai bine, mai interesant cânta. Mult mai interesant. Și uite că, na, știam, iar noi știam lucrul ăsta, că suntem la același nivel cu ei. După aia, încet, încet, decalajul s-a mărit, iar acum nu ne mai putem compara la niciun fel de categorie, pentru că ce se întâmplă cu Ina nu e deloc foarte adevărat, e departe de chestia asta. Și aici, la Arene Romane... Ce se întâmplă, bun sau rău? Nu, asta, Ina, asta e un fenomen, adică oricum, hai, oricum atent, o dai. Hai, fii atent, simplă de tot. Eu, fiind armițiatul la sala de spectacol, sala figurează în toate circuitele mari mondiale, de europene și mondiale, de săl de spectacol. Deja e și e înscrisă peste tot, toată lumea știe despre ea. Bun. Și pe chestia asta primesc lunar o revistă de specialitate, care se ocupă numai adică de show business în zona asta, sala de săl de spectacol. Foarte interesant. E publicată de nu știu ce asociație de asta de profesionistă care strânge date la nivel european și mondial de fapt. Și odată la 2 la 3 luni ei publică un clasament al vânzărilor de bilete, deci vorbim numai de vânzări de bilete la spectacolele de orice fel din toată lumea, da? Și când îți arată și cel mai bine vândut spectacol, cu cei mai mulți spectatori, cu nu știu ce, și după aceea fac un rezumat. Și încep. Pe genuri de muzică. Asta e cea mai interesantă chestie. Genuri de muzică. Care e genul de muzică, și acum vă întreb pe voi, care este genul de muzică care vinde cele mai multe bilete, ca valoare, nu ca număr. Valoare. În bani, da? În dolari, ce vrei, procentual. Din 100% câte bilete se vând în lume, pe orice fel de spectacol, genul de muzică care vinde cel mai mult. Clasică. Ca bani. Clasică, simfonică. No, musical. Musical. Musical este 30%. Ca valoare vorbesc, da? Și am fost la Londra și am văzut 4 dintre cele mai tari musicaluri, să înțeleg care treabă. Și, într-adevăr, merită banii. Adică... biletul este 100 de lire, nu poți să cumperi bilet decât cu 6 luni înainte, și am cumpărat cu 6 luni înainte în octombrie, ne-am dus în mai, da? Am văzut spectacolele, excepțional făcute, foarte bine totul, senzațional, merită bani. Și ăștia produc ca bani, vorbesc ca bani, nu ca număr de bilete vândute, ca bani, cel mai mult. Al doilea gen de muzică care vinde... Eu tot pe clasică mă duc, da, simfonică. Da, clasic, simfonică, ăștia, da? Sunt undeva puțin sunt musical, 30 cu 28%, cum știu ce. După care al treilea gen de muzică care vinde bilete sunt formațiile străine în turneu. Deci nu locale pe țările respective cu muzica, cum ar fi toate turneele mari care trec și pe la noi și așa, astea care sunt, se plimbă pe toată lumea. Ăștia sunt vreo 12%. După aceea vin producțiile locale, adică artiștii locali de orice gen, da? Care sunt în turnee locale la ei în țară,
vreo 6-7% 8%. Și așa mai departe. Pe ultimul loc sunt așa, hip-hop, dance și toate astea, toate în 2%. Toate genurile astea muzicale, da? Rap, hip-hop, dance, trance, ce vrei, orice, toate în 2%, toate adunate. Și ăsta, iar la noi, da, că revin, ce ascultăm noi? 99% muzică românească la radio. Când se muzică românească vorbesc. Asta de 2%. Numai nenorocirile astea. Da? De totul e fals, e fals, e o porcărie îngrozitoare. Că asta se cere, se cere. În personalul ăsta idiot care cine se... Pe el însuși. Cine, nu știu ce, dar ei, nu ai răspuns la chestia asta. Se cere pentru că suntem noi proști, că nu se dă. În primul rând trebuie să se dea ca ei să se ceară. Da? Da, nu mă lăsați în nota asta pesimist așa. Spuneți-mi că avem și trupe de viitor, avem și muzicieni de viitor, avem și niște oameni de radio care vor să facă ceva. Eu spun, este incredibil cum trăiesc într-un underground îngrozitor toate formațiile românești, trupele astea de live românești, care sunt de toate feluri. Bine, în general sunt rock și heavy metal și de toate ce vrei. Dar printre ei sunt extrem de buni. N-au unde să cânte, n-au unde să cânte. De asta spun că au ghinion să trăiască în momentul ăsta în România această nenorocire de invazia asta de lăcuste, morule, ciorpiește, care cântă sârbele astea, da? Că nu se mai termină. Și în sfârșit, eu fac cât pot, dar mai sunt și alții care promovează și ajută pe ăștia mici să măcar să reziste peste perioada asta tâmpită, care sper să se ducă odată și odată. Dar dacă toți insistă că asta e muzica, asta e. A, cu telefonul meu mobil am. Este un telefon mobil cu baburi, cu cărbuni. L-am reparat de 100 de ori. Are vreo 8 ani. Dar e ca nou, vezi? Dacă stă în piscina asta vară și l-am salvat, l-am făcut, l-am adus acasă și am o firmă mică aici care strânge piese pentru el. Mai am încă două, trei din care mai iau chestii. Uite, e ca nou.